Un drum cu o lungime de peste 2 km din orașul Tăraclie a fost asfaltat și iluminat după ce a stat cu gropi și în beznă timp de 30 de ani. Artera pe care oamenii se pot deplasa deja este cea pe care circulă transportul public din localitate și duce spre obiective de importanță socială. Strada a fost inaugurată în cadrul unui eveniment solemn la care au participat localnicii și autoritățile locale. Localnicii prezenți la inaugurare ne-au spus că sunt bucuroși că se pot deplasa cu ușurință pe un drum modern și sigur, datorită reparației și iluminării stradale. Știți, eu trăiesc pe această stradă din anul 1975. Când am venit, aici nu erau nici pe departe așa drumuri, nici nu se compară cu cele pe care le avem acum. Este superb drumul. Am o prietenă care trăiește în zona. Se întâmplă să merg la ea și peste tot numai gropi, dar acum e o frumusețe, e de nerecunoscut. Băieții au făcut totul bine, s-au străduit să fie calitativ. Le mulțumim că au făcut asta în așa vremuri complicate. Mai ales e bine pentru copii, pentru cei care au mașină. Copiii care merg la școală, la grădinițe și aleargă pe aceste borduri sunt foarte încântați. Ieri au mers pe aici și ziceau, ura, avem marcaj rutier. Potrivit primarului din partea partidului Șor, Veaceslav Lupov, renovarea acestei străzi a costat aproximativ 12 milioane de lei. Drumul a costat în jur de 12 milioane de lei, sunt 2 kilometri care trec prin tot orașul, sunt 5 zone. Împreună cu acest drum au fost schimbate bordurile, au făcut guri de scurgere, a fost muncă serioasă și multă. La evenimentul de inaugurare a arterei a fost prezent și deputatul partidului Șor, Vadim Fotescu. În primul rând, acesta este un proiect mare pentru locuitorii orașului Tăraclia și este foarte îmbucurător că în aceste timpuri dificile pentru țară să facem așa proiecte ca oamenii să nu fie doar triști, dar să primească bucurie, o speranță pentru viitor. A salutat efortul echipei sale în administrația publică locală din Tăraclia și liderul partidului Șor, Ilan Șor. Vreau să vă salut și să vă felicit cu faptul că în orașul vostru minunat se deschide un drum nou. Îmi este foarte plăcut că primarul orașului Tăraclia, prietenul meu, își ține promisiunea față de voi. Eu și toată echipa mea ne străduim să ajutăm ca Tăraclia să se dezvolte. Eu și toată comanda partii Șor amintim că în anul 2020 echipa partidului Șor a iluminat integral orașul Tăraclia, iar recent a fost finalizată reparația unei grădinițe. Autoritățile locale au declarat că planifică în scurt timp să înceapă reabilitarea parcului din oraș.